Faceți prolegere. Tot timpul se începea cu doină. Deci asta era piesa de început. Nu aveai voie la o nuntă să cânti, să începi programul fără doină. Și atunci se ieta la dota miresei. Și biata mama fetei se spunea că iar de casa când pleacă mireasa. Bună dimineața, cinstiți mesaj. Bine ați venit, băieți militari. Ce umblați, ce căutați? Ce căutăm, nu dăm. La nimeni înseamnă nu dăm. Dar tânărul nostru împărat, ghiți de dimineață s-a sculat. Chică neagră peptenat, straie noi a îmbrăcat, pe cal s-a încălecat și din trâmbiță a sunat. Fugi de ochi de ochiat, într-o vale adâncă, une cocoșul nu cântă, unde fată mare coadă n-am pletit și fecior n-a chiotit. Nu era curent electric, nu aveam curent electric, nu aveam nimica. Și ieșa femeile cu filinare. Și la filinar s-a făcea în hora aia. Hora aia, că altfel nu vedea să joace în negură. Unul dintre fenomenele prin care se comunică în interiorul comunității este hora. Noi avem lucruri care sunt aproape intraductibile, cum este doina și care sunt cuprinse în patrimoniul UNESCO, dar evident, hora cred că ar merita pe deplin considerarea ei așa cum este ca ritual solar. Sunt multe măsuri în cântarea noastră. De doua, patra aia ca de masă când cântă solista, mai ții minte, măi, dragă Mărie. Asta e doua, patra. Și hora de mână. Frunzuliță, mercrețești ofof în pădurea, dilelești-mă. Asta. Și sârba. Lui tata, geaba măsculai de noapte, că nu le iubi pe toate. Tata-l mă rog cânta. Oamenii de atunci, chiar dinainte de Revoluție, să zic așa, anii 60, 70, 80, cred că erau mai educați muzical, ca să zic așa. S-a ascultat numai muzică autentică, numai gorj. Noi ar trebui aici, unde stăm noi, să păstrăm autenticul ăla. Dale-i gazdă, dumneata măi, dă-mi o coajă de mălai, să-ți umplu grajdiu de cai. Au dispărut lăutarii care nu vreau să mai vină să cânte. Vremea când se întâlneau femeile, veneau lăutarii și cântau, veneau feciorii să vadă fetele și se încingeau hore la o șezătoare din asta de țeară. Normal, costumul gorjenesc se face albul cu negru. Stofa albă și găitanele, așa cum se vede aici. Uite-te. Se făcea numai cu găitane pe timpul ăla. Nu mai coase nimeni. Sunt singurul, am rămas singurul care fac o găitane. Tinerii pot să fie receptivi dacă au lângă ei oameni de specialitate care să îi îndrume. Și sfatul meu ar fi să se întoarcă, măcar din când în când, spre ceea ce ne-au lăsat bunicii și străbunicii noștri. Era frumos pe timpul când eram eu fată.